temperatură. Da, ne-am întors în direct, oameni buni. Mă întreba, a auzit comunicarea între mine și Teddy, că George din Prahova e la telefon și mă întreba, Mircea, cine e George? George Prahova. George Prahova este numele, e vorba de nume și e vorba de județul de unde sună primul. George, salut, ești în direct, tată. Cine pleacă din țară, dar ajung zugravii și parcangii cu 8 clase să ne opereze? Cum? De ce? Cum? Pentru că, domnule, dacă ar fi făcut ce au fac francezii, așa, de câte ori se încărcau în drept, nu se mai ajunge așa. Dar v-am spus, cei care aveau sânge în instalație au plecat în străinătate, au rămas numai asistații sociali, bătrânii și așa mai departe, care orice le spui, ei votează numai PSD, că nu-i duce mintea. Da? Deci, odată. Al doilea lucru, au distrus de 20 de ani școala pentru că n-au nevoie de oameni deștepți, au nevoie de asistat social pe care să se manipuleze cum vor ei, de pensionari care să fie fricoși și așa mai departe, iar tineretul care n-a învățat de 20 de ani carte pentru că intră boi și ies vacă de la școlile, am ajuns la 530 ceva de mii de analfabeti în țara asta în 20 de ani. Deci s-a construit în țara asta 1880 de biserici și niciun spital. Ce face biserica care ne-a pus astea? Ultima întrebare, înainte să merg la următorul telefon. Da. Zi-mi și mie, dacă după părerea ta, ce se întâmplă acum cu apariția acestor noi partide formate din oamenii acelorași partide vechi? Cum e cazul acestei găleți numită PSD, din care APA, numită Ioan Rus, Bănicioiu, diverse domnișoare și doamne deputat, merg la Ponta, care are un nou partid, un partid curat, cristal, numit Pro România. Cum ți se pare? Atenție! Am mai spus și repet, în APA din găleata asta unde Dragnea e șef, în APA asta s-au scăldat Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea bă, toată lumea! Ei, acum pleacă diverse picături de apă în acest ligian unde se face un nou partid. Care e părerea ta? Pleacă, domnule, pentru că nu se mai formează un nou partid, pentru că din 2000 încoace nu poți să candidezi decât pe liste de partid. Plus PNL-ul și cu PSD-ul s-au înțeles și au mai băgat și în primul tur. Și încă un lucru grav. Consilierii locali, deși sunt aleși pe liste ca consilierii județeni, ca parlamentari și așa mai departe, ei dacă pleacă dintr-un partid în altul își pierd mandatul. Ceilalți nu-și pierd. Nu se încalcă Constituția? Mersi mult, Gavrilă, la Rade și în direct. Da, Mircea, zi. Două obiecții. Da, te rog. În 2010, când Băsescu a tăiat salariile cu 49%, nu cu 25%. Cu 25% nu mai fi rău. 49% în real. Și în 2017, când Olguța Vasilescu și-a bătut joc de salariați prin așa zis legea salarizării, cei care au ieșit în stradă au fost pensionarii, nu salariații. Asta apropo de cine. Bă, da, apropo, Iuliane, voi de cine ați ieșit mult de când a dat Olguța legea cu salarizarea și de fapt erau prostele uriașe? Noi am ieșit că e legea haosului la Parlament. Dacă nu știi și mă întreb, dar eu cred că știi, eram puțin arestat și aveam niște interdicții când au dat legea salarizării, da? Da, așa este. Din păcate. Așa este, din păcate așa este, da. Eu aștept cu mare nerăbdare ca și toate lucrurile juridic să se lămurească și în ce te privește. Pentru că România este țară ocupată și sistematic distrusă. Iar Dragnea, scuze-mă un moment, iar Dragnea este doar o interfață. Nu el decide și nu aia de... Aia sunt slugi ca și el, ale unor interese străine. Adică sindicatul a fost în stradă. Asta vedea OMV-ul pe cine slujește de fapt. Următorul lucru. Deci, la momentul respectiv s-a urmărit desființarea Sindicatului Național al Agenților. Lasă-l un pic, te rog frumos, Mircea. Ce mă privește, știu foarte, foarte bine, pentru că știu ce negocieri am avut cu unii domni de la servicii înainte. Hai, nu aș vrea să comentăm în emisiunea asta. Negocierile tale cu oamenii de la servicii, ideal ar fi să rămână între tine și ei dacă au existat negocieri. Dar mă miră, cum adică? Stai că mi-a scăpat ustensilul acum, adică negocieri între lideri sindicali? Eu, așa cum am spus atunci, că autoritățile statului au făcut niște abuzuri împotriva mea, de 2 ani și 7 luni și 14 zile aștept să clarific și o să vorbesc atunci când se clarifică. Gavrile, ești în direct la Arad, te ascult. Bună. Domnul Babu, eu v-am vorbit cu dumneavoastră la Crăciun, dacă țineți minte ziua de Crăciun, când am vorbit cu dumneavoastră. Când am încercat de câtva timp și v-am prins în ziua de Crăciun. Așa. De atâta timp și dacă mă țineți minte. Nu țin minte, Gavrilă, că vorbește cu mine lume multă. Spune-mi, te rog. Cum ți se pare, ție faptul? Eu v-am spus că a fost plecat în țară și acum am venit în țară. Și rușinea care vedeam, care o văd acum la televizor, e cea mai mare rușinie de toată lumea asta. Eu, în loc să facă ceva pentru popor, și l-am văzut și pe domnii aia doi care scâzungesc dumneavoastră, acolo îi bătesc la televizor.
Spuneți-mă omului, de ce nu ține și cu țăranii, cu oamenii necăjiți? Nimeni, Gavrilă, stai un pic. Gavrilă, stai un pic la telefon, că ai pus o întrebare deșteaptă. Îți răspunde și Mircea, îți răspunde și Iulian. De ce nu țineți voi cu țăranii? Întrebare corectă. Am să răspund. Dar oprești, stai puțin, că noi suntem aliați cu Asociația Crescătorilor de Vite și cu Asociațiile Agricultorilor. Asta e Consiliul Național al Societății Civile, noi suntem aliați cu toți. Nu ieșim toți în sprijin. Ia, bine, Iulian. Dacă dânsul nu okay. Știe, partea a doua. Domnul Docaru, o secundă. Eu am făcut armata. De ce nu mi s-a băgat armata la pensie? Am făcut armata la pensie. Auziți, stați liniștit că nu ni se bagă armata nici dacă suntem în teatrul de operații. Nouă ni s-a furat tot. Dar nu ne lasă ăștia de la televiziune să vorbim. Nouă ni s-a furat tot. Băi, alo, ni s-a furat tot, stimată domn. Care, ești te lasă, băi, ești alo, în misiune Mircea? În afară, ești în misiune în afară. Cine nu te lasă să vorbești? Perioada aia ți se taie, nici nu există la calculul pensiei. Cine nu te lasă să vorbești? Am spus, nu cred că există emisiune de televiziune mai liberă, mai democratică și necenzurată unde tu să participi decât asta. 10 secunde poți. Când a fost 32.000 de a schimbat-o, bă, Culcer din televiziunea română, că jumate rămăseseră în piață când am ajuns la televiziune, ați spus că suntem 500 de aici. Ce mă, noi? Eu? Ai spus luna trecută că Dogaru ieșea cu 500 de aici și filma Gâdea, nu știu de unde. Păi de când nu mai apare la Gâdea? Eu spun altceva, nu, stai un pic, Gavrilă, că ai provocat un scandal aici. Eu spun așa, când tu și alții, în jur de 500 de persoane cu toții, erați, ba da, Mircea, erați aici... La pichetările de la Leu. Nu, stima să le spui, tot azi un pic, că vă spun eu ce îmi convine lui. Aici, la universitate, vă filma Gâdea și cu antena vă filmau, erau cadre strânse, îi rugau pe cameraman să strâng. Eu dacă acum îl rog pe cameramanul meu, ia fă-mă cadru strâns aici. Fă cadru strâns, doiule, fă cadru strâns, să vadă lumea la ce mă refer. Da. Uitați-vă, mai strâns, mai. Acum, oprește-te. Acum aveți impresia că platoul e plin de oameni. Nu, deschide cadru. Uitați-vă, suntem de trei. De acord cu tine. Asta făcea. De acord cu tine, n-a fost niciodată la universitate. Noi am fost numai în Piața Victoriei. La țapa Revoluției, că e o țapă Revoluția. Suntem amici. Și la Leu. Mircea, amiciția noastră nu ține loc de a-i prostim. Imediat, Gabriela, imediat. Amiciția noastră nu ține loc să-i prostim pe aia de acasă. O televiziune cu sprijinul unor sindicate. Poate să o facă, dar nu. Au dat jos două guverne. Bă, două guverne. Nu au dat nicio televiziune să știa dinainte că pică guvernarea, îmi pare rău. Nu, mă, eu nu sunt... știa dinainte că pică cu două luni de când a fost la Tel Aviv și că va veni ungureanu. Știam și noi, știa și toată lumea. Poftim? Ungureanu știa că o să cadă. Cine? Și că vine, și că vine Ponta. Ce Dumnezeu, că nu dă mai până nimeni să cadă? Da, bineînțeles. Păi atunci ce rost mai avea Parlamentul României, mă? Păi n-are nici rost, asta spun și eu. Primesc în continuare mesaje că bătaie de joc în țara asta și inclusiv în Ministerul de Interne. Mersi, mersi mult pentru telefon, 10 Gabriel. Secunde vreau să răspund. Stai la telefon, stai un pic. Eu, unul surugiu, n-am uitat niciodată de unde am plecat. Am plecat de la Tescani și mă consider că acolo am trăit tot timpul. Și așa o să rămân tot timpul. Niciodată n-am uitat de unde am plecat. Deci ai răspuns domnului Gavrilă. N-am uitat, domnul Gavrilă. Cu tot respectul, n-am uitat. Gavrilă, ok, așteaptă. O secundă rămâne dacă îmi dați voie. Eu am stat la masă, eu am lucrat în Israel și am stat la masă cu cel, cu primul om care a fost la mâna dreapta lui Shalom. Să știți dumneavoastră. Bine, Gavrilă, mersi mult. Atunci ați înțeles răspunsul meu. Eu mă aștept să se respecte Constituția și legile țării, iar bugetul să fie distribuit în funcție de competențele și atribuțiile pe care noi, ca reprezentanți ai instituțiilor, trebuie să le îndeplinim. Încă o dată, sunt banii românilor, sunt banii bucureștenilor, nu sunt banii domnului Dragnea. Îmi pare foarte rău pentru domnia sa. El nu este regele României și patronul bugetului țării. Îmi pare foarte rău, știu că este dezamăgit. Eroare mare, Gabriela Firea, mare eroare pentru un gazetar bun și pentru un fost senator și pentru un actual primar al capitalei, mare eroare ce face. Nu, doamna Firea, vă spun eu, domnul pe care dumneavoastră îl acuzați că bate câmpii când crede că e împăratul României, este chiar împăratul României. Deși România n-a avut împărat niciodată, acum are. Este Dragnea, iar la curtea lui împărătească, că nu pot să spun regală că ar fi o blasfemie la adresa unora dintre regii României, la curtea lui împărătească sunt niște slugi prea supuse și unele dintre ele extrem de slinoase care au pus mâna pe țară, doamna Firea. Poate n-ați înțeles. Aici fac și o predicție. Uite, fac o predicție că am văzut e o grămadă... E bufonul împăratului, nu împăratul. Împăratul am văzut e o grămadă de Einstein de ăștia în presă, de esopi. De ce vorbești, mă? De Tesla ai presei.
care spun că doamna va trece în o bagă deja în barca lui Ponta, în acest lighean al lui Ponta, dă doiul aici. Aici o pune toată lumea. Bă, manipulator, unii sunt manipulatori, pentru că nu sunt proști deloc, ei știu foarte bine că mint. Manipulează prostimea, adică pe noi, iar alții sunt chiar proștii înșiși și nu cred că vorbește gura cu ei deodată. Eu vă spun că niciodată Gabriela Firea nu va fi în ligheanul ăsta, nu va fi la Pro-România și fac și eu o predicție, uite-o și scriu acum și păstrez foaia. Doamna Firea va fi la ALDE. Uite, scriu aici. ALDE. Firea. Uite, scriu aici. Firea. Firea. Egal ALDE. Și țin foaia asta până la ce alegeri vreți voi. Europarlamentare, prezidențiale... Care... Dar pe unde o să treacă la ALDE? Prin nu, pasajul nu, de la Dobnești pe care o să-l facă la Paștele Caime. Deci Gabriela Firea, singurul loc, politic vorbind, singurul loc în care se poate duce eficient și am să vă explic de ce. ALDE are nevoie ca de aer să ia de la PSD voturi. Pentru că de la liberali ia o parte. Da? Partea aia e prea mică. Și s-a gândit pe bune Tăricianu, care nu-i prost deloc. Are el de-astea cu derapaje la adresa liberalismului. Dar prost nu e. Tăricianu este Călin Popescu. Tăricianu e chiar un om foarte deștept. S-a gândit, bă, dă, cum fac eu să iau voturi din curtea adversară? Din curtea adversă, pardon. Păi cu Firea. Firea este piesa care îi lipsește lui Tăricianu să ia o grămadă de voturi din curtea PSD-ului. E doar părerea mea. N-a spus-o nimeni pe niciun post de televiziune. O spun eu primul. Dacă bat câmpii, o să-mi cer, o să fac mea culpa, șapoba, și o să zic, bă, vorbeam și eu la ceas de după amiază la Iurea în tramvai. De acord cu tine că va lua PSD-și, dar asta nu înseamnă că va lua voturi. Se va alege cu PSD-știi și atât. Păi ce, Firea mai primește voturi? Că face numai spectacole. Ia zi-mă, Iuliane, Firea are, e motor electoral? E motoretă electoral. Nu fi răutăcios. Nu, categoric. Sunt câteva personaje în țară care sunt locomotive. Una de ele este și Gabriela Firea? E și o locomotivă mai mică, e adevărat, dar e locomotivă. Fără doar și poate fără simult așa cred și eu. Să rămână, doamnă, sunteți în direct. În Teleorman, Ștefania, ești în direct. Alo? Nu. Păi, eu mi-aș dori mai multă stabilitate în România, da? Asta ne lipsește nouă foarte mult, de asta e și bătaia asta cu bugetul. Ce înseamnă stabilitate, mă, Iuliane? Stabilitate, Tudor. Adică ce trebuie să fie? Băi, fraților, Parlamentul să fie parlament. Voi nu vă dați seama pentru că nu stați cu oamenii pe stradă de vorbă. Băi, voi vorbiți parcă ați fi la Antena 3 sau la România TV sau la Realitatea. Băi, ce înseamnă, mă, Parlamentul să fie parlament, mă, Mircea, că ești om care ai albit în politică? Să nu-i trebuie pe bani și pe șușanele și pe relații de amiciție de partide. Asta înseamnă. Pe merită să intre. Dar cum, dar tu crezi că intră pe merite? Cum se intră? Dar tu crezi că intră cineva pe vot în politica românească? Nu, dar cum se intră? Dar nu contează ce votezi tu sau ce votezi eu. Care se uită la noi, puținii care se uită la noi, cum se intre cineva în Parlament pe merite? Zi tu! Asta este țara, când... asta este țara în care băi, votează lumea așa? Când un partid, cum e, dau exemplu PPD-ul, nu merg la PNG-ul lui Becali, care n-a intrat în Parlament, deși a băgat milioane de euro. Gigi Becali a băgat milioane de euro. Dan Diaconescu nu a băgat niciun leu. Pur și simplu poporul a mers cu acest partid și l-a dus în Parlament. Pai, aproape 15% PPD-ul. Întrebare, ce s-a ales de PPD? Păi spun eu ce s-a ales! Ce-au făcut aleși și PPD-ului? Au fugit care Godro. Poftim? Ce-au făcut aleși și PPD-ului? Că unii sunt la PSD acum. Nu, disoluția PPD-ului a început cu mult timp înainte să intre în Parlament, când a fost... Hai că n-are să... Nu vreau să discutăm. Repet! Nu, dacă n-ai înțeles ce-și dorește România despre stabilitate, cum? Eu îți spun despre stabilitate, aia înseamnă că familia unui cetățean din România să fie stabilă. Da? Adică să trăiască de ce? Una, să trăiască de ce? Locuri de muncă, doi, salarii să nu-și decente. Facă probleme că, nu știu, peste două săptămâni ce lege proastă să aveți porniri, asta. Aveți porniri rabinice, de-astea înțelepte. Nu, sindicaliste. Să fie ca Hagi sunteți. Sindicaliste. Să fie bine, ca să nu fie rău. Dar nu vreți să spuneți concretul ăla de acasă ce să facă? Ție nu merge ce trebuie făcut, numai că nu vor să facă. Ce? Dă-mi un exemplu. Legi care se guverneze cel puțin 25 de ani. Cine să facă, mă, legi? Cine? Și dacă le fac, le distrug. Ți-am spus mai devreme de schimbarea. Le distrug în ordonanță de urgență. Clasei politice. La Iași sunteți în direct, doamnă. Alo? Da, doamnă. Alo? Da, să rămână, am spus, sunteți în direct. Bună ziua. Vreau să vă spun că dacă dumneavoastră ați face desenul de pe tablă egal, vasele egale, m-ar duce cu gândul la teoria asta a vaselor comunicante. Așa. Da. Păi dacă vreți, uitați, e simplu să-l fac egal, că pe ăsta lui Ponta îl fac un pic mai mare, dar acum ca să le fac egale, nu. Păi dacă le fac egale, ar însemna că e posibil ca toată apa din PSD-ul lui Dragnea să poată trece în recipientul lui Ponta, ceea ce este imposibil, credeți-mă. Dar s-ar putea să fie lucrul ăsta. Așa. S-ar putea și atunci se echilibrează.
formează parte din... Dar ce scop are trecerea asta de fluide, care sunt aceleași din 89 până acum, din 90? O mână spală pe alta. Corect. Da, dacă e o mână... Doamnă scumpă, dacă e o mână spală pe alta, atunci să nu vină cineva să prostească la oră de maximă audiență că în ligheanul ăsta e un partid nou. Că nu e. Păi, nu. E apa politică, da, în care s-au bălăcit, în care s-au bălăcit de la Ion Iliescu până la Joană, de la Vanghelie până la Ioan Rus, inclusiv Băsescu, de la Diaconescu și Vasile Dâncu, da, și toată lumea, da, a fost aici. Stai puțin, da, că e partid nou. E înființat partid nou, da? Ce nu înțelegi? Păi stai mă puțin, că partidul nou e și PMP-ul. Dispare. PMP-ul este o mare parte a PDL-ului, adică a PD-ului. Dilema adică... dispare odată cu Dragnea. Cine că... Doligheane să une spune partid vechi? Doamne, că sunteți mai deșteaptă ca noi, clar, mai deșteaptă dumneavoastră din Moldovean, că deșteaptă din Iași, mai deșteaptă ca noi trei. În găleata asta... Ceva mai spun, domnul Marius. Nu, stați un pic, că vreau să vă întreb ceva, nu vă închid telefonul, stați un pic. În găleata asta PSD-ului, în 1990-1991, se afla și partidul PMP, ăsta lui Tomac, da sau nu? Parte din el, da. Nu știu. Dar ce credeți? Vă spun eu, de vreme ce embrionul, fetusul, din care s-a dezvoltat creatura, mă rog, partidul politic, da, a plecat de aici, nu e normal, nu-i normal ca fetusul să aibă ADN-ul lui Măsa și lui Tasu, da, adică de aici, da, părerea mea. A plecat sunulă de Petre Roman, da, după aia s-a născut, da, Băsescu din Petre Roman. Depinde cine face analizele, da, la ce laborator. La, da, le face pe unul la emisiunea asta. Da, doamna, ați vrut să spuneți ceva. Vreau să vă mai spun așa. Cred că marile probleme ale României sunt plecarea din țară a oamenilor. Bravo. Pe mine mă doare sufletul. Da. Și faptul că ne vindem pământul. Cine-i face, doamnă scumpă? Cine-i face, doamnă scumpă, pe român să plece din țară? Cine-i face? Foamea, adică politicienii. Da, asta politică. Pentru că s-a distrus tot. Am înțeles. Să rămână, mersi mult, mersi mult. Ioane, la Baia Mare ești în direct. Vă salut, domnul Tudor Barbu. Bună ziua. Este una dintre cele mai mari mizerii care se întâmplă în politica românească. Care? Aceasta de a trece dintr-un partid în altul. Este un furt de voturi. Am să vă dau un exemplu. Domnul Taltoș, mare profesor, mare, apropo de profesor, că nu fac politică, mi-a furat voturile mie și familiei mele. Eu am votat nu pentru că era el mare Taltoș, am votat pentru că reprezenta un partid, la pe care eu îl simpatizam. A trecut la PSD. Fără să întrebe pe mine, această trecere, vă spun, este cea mai mare mizerie din politica românească. Toți aceștia sunt niște oportuniști și niște trădători. Aceștia n-aș mai vrea să-i mai văd, dar o să-i văd pe listele partidelor la care au trecut, pentru că și-au dat seama că probabil nu vor mai prinde un loc în Parlament. Și așa sunt prea mulți. Dar eu sigur nu voi mai vota o listă. Întrebare, Ionica, vreau să te întreb. Am uitat să o întreb pe doamna de la ea și îmi pare rău, păcatele mele, am închis telefonul femeia. Ioane, inițiativa PNL-ALDE de... și cu PMP-ul domnului Băsescu de a face înapoi alegerea primarilor din două tururi, e bună sau e rea pentru popor? Mi se pare o idee bună pentru că așa nu vor mai ajunge primari cu 5% sau cu 10%. Bravo, bă, frățioare! Bravo, bă, Ionică, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Bravo! Mergem mai departe! Bravo! Apropo de Mutarbu, mitingul de astăzi este un pâs. Puteți să-i spuneți și prietenului dumneavoastră Coarnă și domnului Dogaru, este de fapt un pâs. Adică, ia uziți-mă, stai un pic, dai imagine. Dar de ce? Păi întrebați-vă, păi eu nu sunt Coarnă. Pot eu să-i răspund. Da. A fost o pichetare. Nu mai dau cu caschetele de pământ, așa? A fost o pichetare, nu-i vorba de caschete, a fost o pichetare. Noi urmărim un singur lucru. Hai să vă explic în două vorbe. A spus la un moment dat personajul numit Ministrul Justiției, Iohannis este obligat să asculte decizia Curții Constituționale. Am aplaudat. Dar și voi, guvern, sunteți obligați să o ascultați. Noi de aici înainte ieșim în stradă pentru a-i obliga să asculte decizia Curții Constituționale. Și în ce ne privește pe noi. Știți de ce? Pentru că i-am dat în judecată. Noi de acolo sperăm.
ca prima care să revină la normalitate să fie justiție. Domnul, noi n-am dat de judecată în ministere. Vă dau veste proastă cu judecata, ca persoane. În solidar, nu da judecată, că nu se știe. Noi câștigăm procesele. Amintiți-vă de recursul ăla care l-a făcut domnul Botoș, da? Când era procuror general. Nu știți? De data asta, Curtea Constituțională nu-și poate nega. Da, mi-amintesc de cele 11 recursuri interesului legii ale lui Chiove și când a distrus tot pensiunea civilă. Mergem la Piatra Neamț, este o doamnă pe telefon cu noi, să rămână Sofica, te ascultăm. Domnul Barbu. Să rămână. Sunt de la Piatra Neamț. Foarte bine. Am 61 de ani. Mulți înainte. Și de când votez eu de la Revoluție încoace, niciodată nu am votat PSD-ul. Așa. Asta vreau să vă spun. Tot am încercat să intru cu dumneavoastră în direct pe anumite teme și s-au schimbat temele. Bine, astăzi a intrat în direct cu noi. Fii atentă, Sofica, te întreb așa. Primarul din Piatra Neamț sau primarii din Neamț trebuie să alegi după părerea ta, după sufletul și după mintea ta, trebuie să alegi din două tururi sau dintr-un tur? Părerea mea este că din două tururi trebuie, că atunci ne dăm seama cine e adevărat cel meritos. Bravo, mă, fată. Bravo. E clară treaba că e o idee. Așa. Dar eu ce voiam să... Voiam să spun ceva ce mă macină de mult timp. Te ascult cu drag. De foarte mult timp. Te ascult cu drag. Voiam să întreb oamenii care, domnii care sunt acolo, pe dumneavoastră și alți invitați care i-ați mai avut sau care o să-i aveți. Pe care o să-i aveți. Bravo, mă, ești mai bună. Bravo, mă, iubirea mea. Ești mai bună decât Tăricianu de 5 ori. Tăricianu nu știe să facă acuzativul cu pe care. Tu știi, bravo. Așa. Voiam să întreb. Vede vreo diferență între doamna prim-ministru, care ne reprezintă pe toți acești oameni din România, vede vreo diferență între doamna prim-ministru și doamna Mona Muscă, pe care a dat-o la marginea societății fără drept de apărare? Mersi mult de tot pentru întrebare. Răspunsul foarte inteligentă și înțeleaptă și cum vreți voi întrebarea, foarte tare, după 2-3 minute de publicitate. Ne-am întors în direct, stimațele spectatori. La telefon este președintele SNPC, Dumitru Coarnă. Înainte însă de a vorbi cu dânsul, vrea Mircea Dogaru să intervină. Zi, Mircea. Da, am fost oprit la răspunsul către cetățeanul dinainte. Deci, acțiunea de astăzi a fost organizată de SNPC, de domnul Dumitru Coarnă, anunțată de o lună de zile. Noi ne-am oferit să venim în sprijin ca și sindicatele din penitenciare. Am hotărât să facem o acțiune de acest tip. De câte ori se întâlnesc la București, așa zis și stăpânul european. Am înțeles. Iar ideea care s-a lansat astăzi a fost solidaritate, unitate, toți la un loc, pentru că separat nu facem nimic. Dumitru Coarnă, te ascult. Da, domnul Barbu, este corect ceea ce spune Dogaru. Am vrut să transmitem un mesaj simplu, clar și direct. Să transmitem mesajul împotrivirii la abuz. Pentru că acești guvernanți au un dublu standard de comunicare. În interior ne abuzează, în exterior se victimizează. Și sigur că este foarte clar și concret pentru mine. Sigur că în interiorul sistemului, de exemplu, Ministerul de Interne au câteva sindicate galbene, cum le numesc eu, adică a servite angajatorului și atunci creează niște stări conflictuale artificial pentru a introduce disensiunea. Noi am făcut apel la toți cei de bună credință din anexa 6, apărare, siguranță și ordine publică, și toți care au fost de bună credință, toți care simt că acest sistem și această țară este amenințată, au fost alături de noi. Mulțumesc domnului Măriești, care a fost prezent astăzi în piață, alături de noi, am promis și duminică o să fiu și eu alături de dumnealui. Repet, noi am transmis mesaje clare, nu avem nicio așteptare de la această guvernare, pentru că ei au creat ziduri în comunicare, nu au creat punți. Mâine vom fi prezenți la Palatul Parlamentului, Camera Deputaților, cum am fost prezent și astăzi la Ministerul de Interne. La ora 9, da? La ora 9 dimineața, domnul președinte, bun, categoric da. Sigur că mesajele au fost pentru extern. Sigur că am vrut să transmitem celor din Uniunea Europeană, ministrilor de justiție și de interne, că noi aici ne confruntăm cu niște semidocți. Bine, am înțeles, mulțumesc. Eu vreau să spun că nu pot să rămân așa, deci eu nu am primit nicio invitație. Dacă îmi face invitație, sunt alături. Cum? Dar... deci i-au zis domnul Coarnă. Da, poate să fie domnul Petru. Domnul, stați un pic, domnul Coarnă. Domnul Coarnă, stați. Putem să facem o secundă. Aici e vorba de cum simți. Domnule, deci dacă dumneavoastră
Nu invitați, dacă dumneavoastră ca organizator nu invitați Sindicatul Național al Agenților de Poliție, înseamnă că aveți o problemă fie cu liderul, fie cu sindicatul. Dacă vă spunem direct, domne, venim, dacă suntem bine primiți, venim alături. Venim cine? Sindicatul Național al Agenților de Poliție. Cine venim? Sindicatul Național al Agenților de Poliție. Domnul Barbu, cine simte bine, cine nu, procedează în consecință. Am înțeles, mulțumesc mult, Dumitru Coarnă. Cu multă plăcere. Rodica, da, domnul Surugiu, v-a spus omul clar. Domne, cine simte, e acolo. Eu dacă aș fi Sindicatul Național al Agenților de Poliție, mâine dimineața la ora 9, cu domnul, oamenii mei, aș fi acolo. Domnul Barbu, hai să ne înțelegem foarte bine, dacă vă uitați pe site sau domnul Tedeare, de câte ori a făcut Sindicatul Național al Agenților de Poliție, le-am trimis și invitații la confrații mei. Unii au venit, unii n-au venit. Da? Bine, nu am primit niciun invitat. Hai că nu vreau eu să fiu cel care rezolvă problemele dintre două sindicate, ambele în cadrul Ministerului de Interne. Avem interese comune, deci e foarte, foarte clar. E foarte bine că a făcut acțiunea aceasta și suntem alături. Da? Dom'le, eu, pentru că nu e miere în Ministerul de Interne. Iulica, hai să-ți spun de aia ca prieten ce sunt. Eu mâine dimineață mi-aș lua o delegație SNAP și aș fi acolo cu Dogaru. Părerea mea. Da, tu știi mai bine cum e treaba. Rodica la București, ești în direct. Ioan, Rodica este numele meu. Felicitări domnule Barbu, felicitări domnule Dogaru, felicitări domnului Coarnă și regret că nu pot spune același lucru și despre domnul Surugiu. De ce? Sunt o pensionară, da, a Ministerului de Interne. Așa. Îmi pare rău. Nu este o modalitate, nu este un răspuns de lider să spui pe un post de televiziune că nu am fost invitat. Nu. Noi nu am fost invitați, noi am mers din conștiință și pur și simplu nu mă mai gândesc la mine, mă gândesc la cei care sunt acum și la condițiile care le sunt asigurate și la stresul la care sunt supuși și mai multe în fine. Să ne înțelegem bine, o participare la protest, o participare la protest constă în închiriere de autoturisme, de autocare și așa mai departe. Nu e așa simplu cum zice doamna. Astăzi în piață am văzut cu ochii mei că unii membri din Sindicatul Național al Agenților de Poliție au mers de bună voie. Am înțeles. Două minute, trei maxim de publicitate și venim pentru ultima parte a unei emisiuni extraordinar de, cum vedeți, provocatoare. Ne-am întors oameni buni în direct, primar din două tururi sau dintr-un tur, Varujan Vosganian, în numele lui Călin Anton Popescu Tăricianu, dă foc efectiv coaliției cu Dragnea, alianței cu Dragnea. De ce? Vosganian le spune tuturor că ALDE este de principiu și prin vot, atenție, prin vot în corpore, adică toată lumea, ca primarii să nu mai fie aleși frate dintr-un singur tur, ci din două. Bun. Acum problema e alta. Ce face Ludovic Orban? Ce fac liberalii? Pentru că de ei depinde. De ei depinde toată povestea. De partidul lui Orban depinde toată povestea. Dacă Orban și armata electoral vorbind a PNL-ului din teritoriu trece definitiv și revocabil, mai ales ăia care au cozile înnotate încă prin teritoriu cu PSD-iștii, trec de partea acestui principiu, mâncava-și gura Dragnea, are o problemă cât casa. Pierde la primari de n-are aer. Pierde structura aia de bază. Că primarii sunt, v-am mai spus, v-am arătat, roaba cu voturi. O care primarii, nu eu, nu Surugiu, nu Dogaru. Roaba în fiecare comună, în fiecare oraș, roaba cu voturi la alegere, o care primarul. Să rămână, doamnă, sunteți în direct. Da. La Deva, sunteți în direct, doamnă. Da. În primul rând, felicitări pentru curajul de a face o asemenea emisiune pe singurul, este fără dor și poate. Și în al doilea rând, vă rog frumos, că știu că producătorul domnului Teddy, pe care nu-l vedem, dar Vedeta Teddy. Vreau să fac o precizare. Este, din punctul meu de vedere, un producător de excepție. Multe televiziuni, sincer, ascultă-mă, multe televiziuni și-ar dori să aibă un astfel de om. De caracter, de ținută morală și profesionist vorbind, foarte bun. Acum, asta, dincolo de cearta mea zilnică și aproape proverbială cu el. Total de acord. Rugați-l, că știu că el face... Vă ascultă, trebuie să puteți să-l rugați direct, că vă aude. Da,
dânsul face invitațiile, orice altceva, nu-l mai chemați pe domnul Surugiu și vorbesc în numele la mulți. De ce? Vă strică emisiunea. De ce? Și doamna dinainte v-a spus. Sunteți cumva ofițer de poliție? Nu. Eu nu. Cred că lucrați prin Ministerul de Interne printr-o funcție de comandă, doamnă. Nici vorbă. Eu nici cred că da. Nu voiam replica dumneavoastră. Lăsați că de asta vorbiți tot timpul. Lăsați-mă pe mine. Nu, dar vreau să vă spun. Acum vreau eu fac două lucruri. Că sunt un bărbat cu, cum se cheamă, corect, moral și cu bărbăție în sens jurnalistic vorbind. Nu te diface invitațiile, scumpă doamnă. Eu le fac. Unu. Doi. Pe eu surugi... știam că producătorul așa e regula. Că nu. Știați, le transmite producătorul. Știați în mod eronat, el le face, Teddy face invitațiile după ce stăm de vorba amândoi. Și în principiu eu ca realizator de emisiune, care sunt cel care fac emisiunea, eu stabilesc invitații. Să știți că și pe Coarnă și pe Surugiu îi invit în mod egal, o dată pe săptămână pe fiecare. Dacă fac asta, o fac pe două considerente. Primul, caracterul ca om, mie amândoi îmi sunt prieteni și în afara televiziunii mă înțeleg foarte bine cu ei și cu Iulian și cu Mitică, unu. Și al doilea, îi invit pentru că în fața țării, adică acolo unde și pe Coarnă și pe Surugiu, eu i-am invitat prima oară la OTV, ei nu apăruseră la nicio televiziune, nici Coarnă era șef de post în Călăraș, iar Surugiu era un fost polițist. Ca să înțelegeți, pe amândoi eu i-am invitat Tudor Barbu prima oară la OTV și de atunci sunt fix 10 ani, îi invită toate televiziunile. Unul a ajuns președinte pe țară la SNPPC, poate am și eu un merit. Altul a ajuns președinte pe țară, cel din platou, la Sindicatul Național al Agenților. Da. Nu accept ca în emisiunea mea, chiar dacă aveți simpatii sau nu, să spuneți nu-l mai invita pe ăla, pentru că mă doare. Când intri în casa unui om, indiferent cine ești, acum e cazul dumneavoastră, emisiunea asta e casa mea. Se numește B1 TV, aici, la acum, se întâmplă acum. În casă, când intri la un om, nu-i spui, băi, intru la tine în casă, dar dă-l afară pe cumnată tu, sau dă-l afară pe prietenul tău. Nu! Pot să fac chestia. Îmi pare rău. Dacă vă supăr, eu aș vrea să mă sune. Pot să fac o completare, dacă să-mi spună de ce. Da? Aș vrea să fac o completare, dacă îmi permiți. Doamnă, producătorul unei emisiuni este exact ca președintele României. N-are inițiative. Mulțumesc mult, chiar dacă v-am supărat, scumpă doamnă, îmi cer scuze, vă mulțumesc mult tuturor, rămâneți cu B1 TV, urmează Bună România cu Răzvan și Radu, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne vedem mâine, vineri, la ora 16, toate cele bune!